Cei patru tineri care au torturat o pisică într-un bloc din Buzău au fost găsiți de polițiști, au fost duși la audieri și au dat explicații. Din păcate, legea este mult prea blândă cu astfel de cazuri, așa că tinerii se vor alege doar cu amendă. Mi s-a părut o chestie, vai, grozavă, superbă, nemai întâlnită. Asta spune unul dintre tinerii care au folosit o pisică pe post de minge de fotbal. Au filmat totul și apoi au postat imaginile pe internet. Nu au crezut că vor stârni atâta vâlvă pentru că... Unii sunt iubitori de pisici, alții nu, alții poate preferă alte animale. Tânărul spune că nu a fost nimic premeditat. A ieșit cu alți trei prieteni în oraș, iar în drumul lor au găsit o pisică. Atunci le-a venit ideea. Un coleg de-al meu a luat în brațe, a văzut că stă. Era blândă? Da, era blândă. Băgat-o într-un bloc, i-a dat drumul. Din acest moment a început războiul cu bietul animal. Patru bărbați au lovit fără milă o pisică, fără apărare. La început mi s-a părut o chestie ok. Da, păi, când am văzut-o cu sânge și așa, deja... Tânărul a aflat la poliție ce riscă pentru fapta sa. Va primi o amendă de până la 2000 de lei. A recunoscut că se aștepta la o pedeapsă mai mare. A încercat chiar să dea impresia că ar regreta fapta. Cu zâmbetul pe buze, însă nu-l crede nimeni. Îmi pare rău de femeile astea senile care știu că au pisici, de iubitorii de animale. Cei patru au fost prinși în timp record de polițiștii buzoieni. Imaginile respective au fost prelucrate și s-au obținut fotografii ale tinerilor. Datele au fost transmise imediat patrulor de poliție. În acest mod s-au obținut indicii de la cetățeni și s-a reușit identificarea celor care apar în respectivele imagini. Imaginile au fost postate pe internet de unul dintre tineri, dar au fost retrase în câteva zile, pentru că erau extrem de violente. Legea nu este de acord, așa că oricine vrea să tortureze un animal se alege doar cu amendă.